Bine ați venit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Jurisprudența. Aducem în atenția dumneavoastră un subiect care este în sufletul părinților, aș îndrăzni să spun, în această perioadă, pentru că este acel moment din an în care se trăiesc nu doar sărbătorile, ci și această separare a copiilor, am putea spune, ba către un părinte, ba către celălalt, cât timp să stea copilul la unul dintre părinți, cât de indulgență fie celălalt părinte cu aceste aspecte. Sunt subiecte delicate, sunt aspecte care pot face diferența între sărbători liniștite sau sărbători cu stres. Și vorbim despre autoritatea părintească în cadrul acestei emisiuni cu doamna avocat Geta Anghel, care îi mulțumesc foarte mult pentru că este aici și acum. Ce înseamnă, de fapt, autoritatea părintească? Cum se exercită? În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că sunt aici și poate putem să dăm anumite răspunsuri atâtor părinți care ne urmăresc. Autoritatea părintească este un segment din stabilirea situației juridice a copiilor atunci când intervin despărțiri între părinți, fie o despărțire în fapt, fie efectiv un divorț. Ea se exercită în mod normal, ca regulă, în comun, de către ambii părinți, caz în care fiecare dintre părinți au drepturi și obligații, în mod egal. Ce frumos ați punctat, și drepturi și obligații, și drepturi și obligații, pentru că de multe ori intervin tot felul de șicane între cei doi foști parteneri cu privire la copil și de aici copilul poate să devină chiar o monedă de schimb. Și nu este cazul. După ce nu mai sunt împreună, este bine ca părinții copilului, da, să înțeleagă că trebuie să creeze o relație de prietenie, tocmai pentru a-și sprijini copilul, pentru ca acesta să crească într-un mediu echilibrat, armonios, să aibă o dezvoltare cât mai frumoasă. Excepția de la exercitarea în comun a autorității părintești este exercitarea acesteia exclusiv de către unul dintre părinte, respectiv de către părintele cu care va locui copilul. Aceasta este, așa cum am zis, o excepție, pentru că se aplică doar în niște cazuri limitativ prevăzute de lege, atunci când asupra copilului s-a exercitat de către celălalt părinte un abuz, o formă de violență, deci doar dacă instanța consideră că prezența celuilalt părinte în viața copilului nu este benefică și este mai bine să, ca acest părinte să nu ia decizii cu privire la copil. Însă îmi doresc să existe cât mai puține astfel de excepții. Mergând pe autoritatea în comun, părinții trebuie să ia decizii împreună cu privire la copil. Deciziile au o sferă foarte largă, începând de la grădinița unde îl vor înscrie, la școala unde va frecventa cursurile, la cursuri extracurriculare pe care doresc părinții ca acel micuț să le urmeze, unde vor merge în vacanțe, și adică este un spectru foarte larg. Medicul la care îl vor înscrie, dacă să-l vaccineze sau nu, deci spectrul este foarte larg. Însă ceea ce trebuie părinții să înțeleagă este faptul că trebuie să existe comunicare, înțelegere, și tot timpul cel care primează este copilul. Interesul superior al copilului este foarte important. Părinții care nu mai sunt împreună, nu mai sunt parteneri, trebuie să înțeleagă că au în grijă, chiar dacă nu mai locuiesc împreună, un micuț, un copilaș. Și pentru acesta trebuie să lupte, să se înțeleagă, chiar dacă nu s-au înțeles ca parteneri. Autoritatea părintească este doar o parte din situația juridică a copilului, pentru că mai sunt și alte aspecte care sunt stabilite de către instanță sau de comun acord de către părinți în fața unui notar. Asta în cazurile fericite. Asta în cazurile fericite, da. Pentru că totul pornește de aici. Eu sunt mama și am dreptul. Legea nu prevede în niciun caz că mama are dreptul. Legea prevede părintele.
părinții. Deci aceste sintagme sunt folosite în lege. Și atunci, mămicile, într-adevăr, sunt foarte atașate de copii. Și este normal. De ce? Pentru că noi, mămicile, naștem copii. Noi îi aducem pe lume. Este firesc. Însă, trebuie să fim conștiente, ca mămici, că acel copil are nevoie și de tată și că prezența unui tată este benefică în cele mai multe cazuri. Nu vorbim de excepții, vorbim de cazurile acelea în care, într-adevăr, prezența tatălui este foarte, foarte benefică. Și prezența tatălui este benefică nu doar ca și contribuție bănească. Este benefică să participe la teme, să îl ducă la școală, să-l aducă de la grădiniță, să meargă cu el la cumpărături, să meargă cu el în vacanțe, să petreacă timp în parc, să meargă la meciuri, să meargă la concursurile de dans și câte alte activități deci mai are copilul. Deci este și contribuție emoțională, nu este da, doar contribuție. Da, este bănească. Foarte importantă, pentru că rolul unui tată în viața copilului nu se rezumă doar la a contribui financiar sau rolul unei mame, că sunt și situații în care copilul locuiește cu tatăl, nu se rezumă doar la acest lucru. Am virat o sumă de bani și sunt liniștit. Nu. Și atunci, părintele cu care locuiește copilul, fie mamă, fie tată, pentru că sunt și astfel de cazuri, nu este, regula nu este mama, da? Regula este unul dintre părinți, da? Este necesar, deci, ca acel părinte care nu locuiește cu copilul să se implice efectiv în creșterea și educarea micuțului sau micuților, că pot fi mai mulți. Se stabilește de către instanță, dar se poate și cu acordul părților, un program de, se numește acum, păstrare legături personale cu minorul, înainte program de vizită, așa era cunoscut, înainte de intrarea în vigoare a noului cod civil. Și aici există foarte multe șicane. Păi, dar nu este o sentință care se dă? De ce ar mai fi șicane? Până se ajunge la acea sentință, da, se negociază foarte mult. Și aici intervine efectiv capacitatea fiecărui părinte de a înțelege ceea ce este în interesul copilului. Pentru că dacă avem de-a face cu un copil sugar, da, între 0 și 12 luni, da, care efectiv este alăptat de mamă, este firesc ca tatăl să înțeleagă că nu îl poate ține pe micuț mai mult de 2-3 ore. Sau să nu-l ia din mediul lui, da? Pentru că la acea vârstă copiii sunt destul de dependenți de mamă, da? Și este firesc să trăiască în acel mediu unde deja sunt obișnuiți, fiind foarte micuți și orice schimbare putând să le aducă anumite neplăceri, schimbare de mediu mă refer. Și atunci tatăl, da? Dacă este vorba de tată, este bine să accepte să vină să vadă micuțul în mediul lui. Da? Trebuie să țină cont și de anotimp. Adică sunt foarte mulți factori de care părinții trebuie să țină cont și trebuie în primul rând să se gândească la copil. Este bine să fac asta pentru copilul meu? Fac asta doar din orgoliu? Sau este bine pentru copilul meu? Pentru că la acest lucru trebuie să se gândească atât mama cât și tată. Dacă este frumos afară, este vară, este primăvară, da? Tatăl îl poate lua în cărucior și îl poate plimba o oră în parc, putând fi benefic acest lucru chiar pentru mamă, că în acea oră poate să se ocupe de dumnea ei sau poate efectiv să se lungească în pas, să se odihnească, da? Pentru că sunt mămicile din ziua de azi foarte receptive la tot ceea ce se întâmplă și se înfricoșează din orice. Deci, mămicile trebuie să înțeleagă că grija excesivă nu este bună, da? Pentru copil, că dacă un tată își iubește copilul, niciodată nu-i va face rău, da? Sau mai am situații cu mămici care vin și îmi spun, mi l-a adus Julit, avea o bubiță la călcâi, i-a dat un Adidas mai mic decât măsura pe care o poartă. Acestea sunt stângăcii, trebuie să învățăm.
trebuie să măcar să apreciem faptul că a vrut să-i cumpere o pereche de Adidas, noi, da? Nu s-a priceput, nu trebuie să-l punem la zid și să... Contează deci foarte să-i mult, ajută. Iată, perspectiva și ego-ul fiecărui părinte, până la urmă, să nu iasă la iveală atunci când vine vorba de interesul superior al copilului. Da. Pentru asta trebuie, cum se zice pe românește, să tragă amândoi părinții la aceeași căruță. Da, trebuie deci, înțelegere. Practic, amândoi să aibă aceeași viziune. Trebuie înțelegere, trebuie comunicare. Pentru că sunt foarte multe orgolii la mijloc și atunci acestea trebuie să dispară. Când este vorba de decizii cu privire la copil, acestea trebuie să dispară. Este bine să aleagă un program etapizat în funcție de vârsta copilului, da? Pentru ca fiecare dintre părinți să-și petreacă vacanțele, sărbătorile, zilele cu copilul, da? Instanțele acordă, într-adevăr, un program etapizat de păstrare legături personale cu copilul, chiar dacă părinții nu ajung la o înțelegere, da? Adică trebuie să se înțeleagă și acest lucru, că se insistă pe păstrarea legăturilor personale între copil și fiecare dintre părinți, da? Și există, de exemplu, se acordă un program de păstrare legături personale alternativ. Adică, de exemplu, dacă mama petrece Paștele cu copilul minor, tatăl îl va lua de Crăciun. Mama va petrece de Revelion și anul următor se modifică. Vine tatăl de Paște, da? Mama de Crăciun și tatăl de Revelion. Am avut situații în care părinții au spus nu, în ziua de Crăciun, de dimineață cu mama, după amiază cu tata, pentru că au dorit să se bucure împreună de copilul care desface cadourile de sub brat. Au spus, anul acesta desfacem cadourile la mamă, anul viitor la tată. Adică sunt situații în care părinții chiar se înțeleg atât de bine încât sunt uimită sau sunt plăcut impresionată, pentru că, într-adevăr, acei părinți chiar se gândesc doar la copilul lor și lasă orice tensiune, orice orgoliu deoparte. Și este bine să fie un exemplu, să fie cât mai multe astfel de părinți, pentru că ei, până la urmă, nu mai sunt soți, dar ca părinți, rămân nu pot toată viața părinții aceluiași copil. Toată viața. Deci acest lucru îi va lega. Și acum, bineînțeles că depinde și de fiecare părinte, de implicarea lui, de modul în care își dorește să fie prezent în viața copilului. Pentru că da, așa ar fi frumos ca fiecare părinte să fie prezent. Fiecare părinte să știe de copilul lui în fiecare zi, chiar dacă nu este aproape, da? Există acum o modalitate atât de diversă de a lua legătura cu cel mic, nu trebuie să-i scriem scrisori ca înainte, da? Putem să sunăm pe WhatsApp, pe Messenger, deci copilul poate fi prezent în viața părintelui, chiar dacă părintele nu locuiește cu acesta. Și este foarte important ca mama sau tatăl, părintele cu care copilul locuiește, să permită celuilalt să aibă această legătură. Pentru că este benefică, în primul rând, copilului. Da. Sunt aceste legături personale păstrate oricând. Mi-a venit în minte o întrebare mai devreme. Există această tendință a celuilalt părinte cu care nu stă copilul să aibă din ce în ce mai rare vizitele la copil, să rărească aceste vizite, adică să fie interesul crescut în momentul în care se întâmplă despărțirea sau se primește acea sentință și apoi în timp să mai fie același interes. Există, în primul rând, înainte de obținerea sentinței, există foarte multe șicane. Și atunci părintele cu care copilul încă nu locuiește, fiind încă în proces, nedându-se încă o hotărâre judecătorească, apelează chiar la ordonanță președențială. Este o procedură rapidă de obținere a unor drepturi, da, care pot fi alterate nebeneficiind de acestea pe perioada până când se dă sentința finală. Și atunci acel părinte apelează și la aceste instrumente legislative, tocmai ca să poată obține dreptul de a-și vizita copilul. Da. În general, mămicile sunt foarte protective, da, și
dacă sunt supărate pe partenerii, fostul partener, da, au tendința de a reduce programul de vizită. Ce am observat este o tendință de a nu-l lăsa pe micuț să doarmă noaptea la tată. Aceasta este o problemă doar în situația în care nu există, să zic, o legătură, da, emoțională formată între tată și copil, când ruptura între părinți s-a produs atunci când acesta era mic și tatăl l-a vizitat mai rar. Adică, într-adevăr, și tatăl trebuie să înțeleagă că dacă micuțul își exprimă așa cum poate, depinde de vârstă, că dorește să revină noaptea acasă, la mami, să permită lucrul ăsta. Pentru că va fi benefic tot lui ca tată. Pentru că atunci copilul va simți că dacă își dorește să meargă la mamă, tatăl nu se opune. Și va înțelege că este bine cu și cu tati. Și nu-i va fi teamă să plece de lângă mamă. Că cei mici își exprimă foarte, foarte clar ceea ce simt, sunt foarte sinceri și, într-adevăr, pot fi și, să zic... Există aceste modalități prin care ei cred că în mod inconștient își exprimă trăirile referitoare la părinți. A spus dumneavoastră de situația de mai devreme. Ar putea să fie această situație în beneficiul tatălui până la urmă, da, da. Chiar dacă, și asta ar însemna ca orgoliul lui parental să nu fie scos la iveală și să nu zică e weekendul meu, atunci îl păstrez orice ar fi, indiferent dacă el nu-și dorește. Și s-ar putea ca din cauza acestui orgoliu parental de moment, da, da. Să nu-și mai dorească copilul a doua oară, își poate exprima, își poate exprima, depinde și de vârstă, într-adevăr, dar își poate exprima dorința de a nu mai merge la tată. Da. Deci este bine ca fiecare părinte să asculte de copil, da, să-i simtă nevoile. Da? Și dacă acest copil nu se va simți constrâns, el va veni din ce în ce mai mult către tată sau către mamă, către părintele cu care nu locuiește. Este bine ca părinții să nu influențeze în vreun mod copilul acesta, voiam să spun înainte, da? Pentru că orice ar fi existat între cei doi foști soți, părinții copilului, înainte, copilul îi iubește la fel. Își iubește și mama și tatăl. Și depinde de fiecare părinte în parte să păstreze acest sentiment pe care copilul îl dezvoltă. Pentru că vine cu acest lucru exact de când se naște. Da? Și caută iubirea mamei, iubirea tatălui. Și o simte. Și atunci este bine ca mama să dezvolte acest lucru. Zic mama pentru că de cele mai multe ori copiii merg să locuiască cu mama. Dar nu este o regulă. Da? Deci se poate întâmpla ca și tatăl să fie cel cu care copilul va locui. Sunt și cazuri în care sunt, de exemplu, doi copii și unul rămâne la mamă și unul rămâne la tată, se poate întâmpla. Au fost și astfel de situații, dar copiii au fost mai mari și efectiv așa au ales, pentru că după vârsta de 10 ani copiii sunt ascultați de către instanță. La judecătoria Ploiești chiar s-a amenajat o cameră specială foarte frumos dotată pentru ascultarea copiilor și atunci ei sunt ascultați într-un mediu destul de plăcut, nu într-o sală de judecată cu un judecător și un grefier care poate să-i sperie. Și deci în acea situație, copiii fiind mai mari de 10 ani și exprimându-și dorința, instanța a ținut cont, bineînțeles, și de interesul lor, pentru că nu doar dacă acel copil spune eu îmi doresc să locuiesc cu mama sau eu îmi doresc să locuiesc cu tatăl, instanța așa va decide. Instanța trebuie să țină cont de mult mai multe aspecte, da? Tocmai pentru ca interesul copilului să fie cel care primează. Da? Dar în cazul în care își dorește să meargă, se poate, se ține cont, dar sunt mai mulți factori care influențează decizia, da?
poate fi influențată această dorință a unui copil în momentul în care este interogat în acest mod, chiar dacă într-un spațiu special, poate fi influențată de unul dintre părinți această decizie? Această ascultare are loc fără prezența părinților. Și având loc fără prezența părinților, de foarte multe ori copiii reușesc să fie sinceri și să spună exact ceea ce gândesc, ceea ce își doresc, fără să fie influențați. Apoi, domnii judecători au capacitatea de a ști dacă acel copil a fost influențat în vreun fel sau nu. Cunosc aceste lucruri și își dau seama și de asemenea realizează și când un copil este sincer, da? Pentru că știu să-i atragă, să adreseze anumite întrebări. Copiii răspund spontan și atunci răspunsul este de fapt cel sincer. Și da, au avut cu siguranță tot felul de situații și își dau seama. Da. Pentru că pot fi pregătiți de acasă copiii în acest context. Da, dar acei copii care sunt pregătiți de acasă, cum să vă zic, au o anumită conduită. Și plecând de aici, domnii judecătorii pot să facă o diferență. Au și o pregătire specială în acest sens și realizează dacă într-adevăr sunt influențați sau nu. Niciodată un domn judecător nu va întreba cu cine vrei să stai. Nu. Nu. Îi va întreba despre relația cu mama, relația cu tata, cum se simte cu mama, cum se simte cu tatăl. Deci, la modul acesta decurge ascultarea unui minor. Nici de cum întrebarea brută. Nu. Niciodată. Și atunci ar fi pus și în dificultate cumva copilul dacă s-ar răspunde și s-ar gândi, nu, se supără mama dacă zic că vreau cu tata, exact, se supără tata dacă zic. Nu. Judecătorul efectiv vrea să vadă din întrebări ce relație are copilul cu mama și ce relație are cu tatăl. Adică cum petrec timpul, la modul acesta sunt adresate întrebările. Și să are în vedere, până la urmă, ce ați tot spus dumneavoastră pe parcursul întâlnirii noastre, interesul superior al copilului. Da, exact, asta este exact. Esențial. Da. Se întâmplă, cred, ca un copil, în cazul în care părinții sunt în această separare, să fie afectat de separarea părinților, nu doar din perspectiva programului, să fie haotic sau pur și simplu pentru faptul că părinții se despart, să fie această copiii oricum sunt afectați pentru că se schimbă ceva și acel ceva este lipsa unuia dintre părinți și nemai fiind o familie, da, înțeleg că ei sunt altfel de acum încolo. Există într-adevăr și la școală se pun tot felul de întrebări și pot să vă dau un exemplu. Au venit mămici care m-au întrebat, ziceau, nu știu ce să-i mai spun fetiței pentru că mă întreabă pe mine de ce nu mă cheamă ca pe tine, mami. Și este neplăcut pentru copilași. Și atunci ar trebui și ceilalți părinți care au o situație familială normală să îi duce în acest sens pe ceilalți, pe copiii lor, ca să nu lovească în cei care, să zic, au fost mai dezavantajați și trec printr-un divorț al părinților lor. Da? Ce le-am învățat pe mămici, dacă mai sunt astfel de situații, de exemplu la fetițe, să le spună că fetițele necăsătorite se numesc precum tații lor. Da, și atunci răspunsul este benefic și copilul are, având un răspuns foarte clar, nu se mai simte altfel în fața celorlalți. Da, știe că poartă numele tatălui și de aceea nu se numește ca mami. Mami fiind și ea necăsătorită și purtând numele tatălui său. Și iată cum, dintr-o situație nefericită până la urmă, poți schimba perspectiva prin comunicare, prin a te gândi cum să abordezi situația astfel încât copilul să înțeleagă pe limba lui până la urmă ce se întâmplă.
Și sunt foarte importante aceste aspecte pe care o să le continuăm și în cea de-a doua parte a emisiunii, pentru că sunt cu siguranță de actualitate. Da. Revenim imediat. Bine ați revenit, dragi telespectatori! Vorbeam înainte de pauză despre un aspect legat de numele pe care îl poartă copilul după separarea părinților. În general, este numele tatălui, acela care este preluat de copil, fie el băiat, fie el fată. Fie ea fată, de fapt. În momentul în care este acest divorț și există copii implicați, există posibilitatea ca mama să își păstreze numele de familie din timpul căsătoriei, astfel încât să nu fie aceste situații de care ați menționat dumneavoastră mai devreme? Există această posibilitate, legea o prevede, numai că este necesară o condiție. Ca partenerul, fostul partener, să fie de acord, ca fosta soție să-și păstreze numele. Sunt situații în care am avut situații în procesele în care am fost avocat, în care tăticii și-au dat acest acord. Au fost situații în care nu și-au dat acest acord și mai este o posibilitate ca mama să dovedească faptul că păstrarea numelui dobândit în timpul căsătoriei, numele luat de la partenerul său, este necesar și după divorț. De exemplu, este o persoană publică, da, și poate face dovada că schimbarea numelui ar aduce un anume prejudiciu, adică de imagine, n-ar mai fi cunoscută așa cum era cunoscută sub acel nume, și în situații de acest gen s-a acordat de către instanță păstrarea numelui de către mamă, chiar dacă fostul partener nu a fost de acord. Deci cam acestea sunt situațiile. Sunt mămici care își doresc să păstreze numele și spun că ar fi în beneficiul copilului, însă ar trebui să se gândească că există posibilitatea să nu rămână singure și să aibă o nouă căsătorie și atunci posibil să-și schimbe numele după noul soț sau să-și păstreze acel nume. Deci situațiile sunt multiple cu privire la nume. Copilul însă va purta numele pe care l-a dobândit la naștere, așa cum au declarat părinții. Deci, cu privire la copil, numele nu se va schimba. Se poate schimba, nu știu, în cazul în care, să spunem, că mama se recăsătorește și vrea ca împreună cu partenerul de atunci să adopte copilul sau să fie o astfel de situație în care astfel, să se preia da, numele. Deja trecem în altă sferă, dar în această situație o adopție poate avea loc doar dacă tatăl biologic este de acord. Deci nu se poate... Și cred că sunt destul de rare cazurile în care își oferă acordul. Nu își oferă acordul pentru nume, dar minte pentru aceste contexte, dar se poate întâmpla. Există posibilitatea aceasta, dar... Am vorbit de nume, mai este un alt aspect foarte important în momentul în care vine vorba în special de mame și aici mă refer la locuința în care stă alături de copil, da. Alături de copii și există această temere că nu este întotdeauna o locuință îndeajuns de bună pentru copil. O locuință îndeajuns de bună nu ar trebui neapărat să fie luxoasă. Trebuie să aibă, cum să vă zic, cât mai multă dragoste, după părerea mea, în interiorul ei, da? Să fie o locuință curată, da? O locuință în care copilul să se poată dezvolta armonios. Deci nici autoritatea tutelară și nici instanța nu pune accent pe aspecte extravagante, ci pune accent pe decență, pe echilibru, da? Pe curățenie, pe decență. Nu, atât. Adică mămicile sunt foarte speriate, eu nu am locuință, proprietate personală. Se poate închiria o locuință, da? Dar care să asigure un minim de decență, da? Și v-am spus, se pune accent pe curățenie, da? Să existe un anumit echilibru, să existe utilități, în așa fel încât, într-adevăr, copilul să crească într-un mediu cât mai adecvat.
să fie atenția acordată până la urmă copilului. Da, și aici poate interveni o discrepanță, dacă, să zic, tatăl are alte posibilități și îi oferă copilului, când merge în vizită la dumnealui, îi oferă alte condiții, da? Deja se văd anumite influențe și copilul poate fi adică își poate pune anumite întrebări. Ar fi mai bine la tati, ar fi mai bine la mami, da? Deci totul trebuie păstrat în echilibru. Chiar și de părintele care, să zic, și-ar permite mai mult să ofere copilului decât cel cu care în mod normal locuiește acesta. Totul se rezumă, așa cum am spus de la început, la un echilibru, la o comunicare între părinți în interesul copilului. Pentru că dacă vor așeza amândoi copilul pe un piedestal și se vor strădui de comun acord ca acestuia să-i fie bine, atunci copilului chiar îi va fi bine. Altminteri, există neplăceri care se răsfrâng asupra lui și se răsfrâng asupra inimioarei lui, da? Pentru că un copil simte când mami e supărată că tati a făcut anumite lucruri care nu erau în concordanță cu ce urmărea mami și invers. Deci lucrurile astea îl afectează pe copil. Deci e bine ca părinții să se înțeleagă, să comunice și să ia cele mai bune decizii, dar în interesul copilului, să lase orgoliile deoparte. Da? Și în privința cadourilor, că a fost acum această perioadă când s-au oferit cadouri. De asemenea, îi sfătuiesc să meargă pe un echilibru. Adică, dacă mama poate să ofere ceva mai modest, tatăl poate eventual fie să suplinească, dar să suplinească în așa fel încât copilul să nu simtă de la tati am primit mai mult, de la moșul tati, de la moșul mamei am primit mai puțin. Nu. Trebuie un echilibru. Și dacă amândoi vorbesc și haide să-i cumpărăm un joc sau o anumită păpușă sau... E mai bine, a venit și scriem de la moșul părinților tăi. Adică se poate ajunge la o înțelegere, în așa fel încât copilul să se simtă acolo unde e bine să se simtă, în mijlocul atenției, da? Înconjurat de cei doi părinți și de bunici. Nici bunicii nu trebuie dați la o parte, pentru că o mare parte dintre copii, în prima parte a vieții lor, cresc în preajma bunicilor. Și bunicii e bine să fie prezenți. Și să nu fie aceste discrepanțe materiale, dar să nu fie nici discrepanțe emoționale. Ați pomenit de bunici mai devreme, e bine să fie prezenți în viețile lor. Da, da. În prezența părinților sau să fie lăsați la părinți, la bunici, de fapt, fără părinți? De multe ori, bunicii sunt cei care ajută părinții atunci când copilașii sunt mici, da? Și își pun amprenta lor sufletească asupra copiilor, asupra nepoțeilor. Ori un divorț nu ar trebui să îi îndepărteze. Divorțul nu este între nepoți și bunici. Divorțul este între tatăl și mama copilului, da? Ei rămân părinții aceluiași copil, bunicii sunt bunici. Au același statut. Chiar dacă părinții copilului nu mai sunt împreună. Nu trebuie să ne fie teamă să lăsăm nepoții la bunici. Da, bine, pot să existe și alte situații, dar nu intrăm în aceste amănunte, însă un bunic este benefic în viața copilului. Da? Pentru că bunicii chiar se simt utili. În momentul în care nepoțelul vine, îi îmbrățișează, își arată dragostea față de ei și bunicii la fel. Deci bunicii trebuie să fie prezenți în viața copiilor și nu doar bunicii din partea părintelui cu care copilul locuiește. Și ceilalți bunici. Și bunicii materni și cei paterni. Pentru că, cu siguranță, fiecare dintre cele două echipe, da, îl iubesc pe cel mic.
Asta chiar dacă în cadrul sentinței judecătorești despre bunici nu se spune nimic când se poate duce copilul la, există, la bunici. Sau... Există posibilitatea și legea 272/2004 privind, care privește drepturile copiilor, chiar menționează acest lucru, că păstrarea legăturilor personale nu privește doar legătura dintre copii și părinți, ci privește legătura dintre copii și celelalte și cu celelalte rude, da, cu care aceștia au fost sau au locuit sau au fost obișnuiți să locuiască sau să se viziteze, da, în mod curent. Dacă unul dintre părinți, dacă părintele cu care locuiește copilul nu permite bunicilor din celuilalt părinte, da? Deci, dacă, de exemplu, copilul stă la mamă și nu permite bunicilor paterni să-și viziteze nepoțelul, bunicii paterni pot face o cerere în fața instanței să obțină acest drept. Însă eu zic că nu trebuie ajuns acolo. Trebuie să existe înțelegere, pentru că prezența unui bunic nu aduce un lucru rău în viața copilului. Nu, din contră. Și altceva, și pun accent pe acest lucru, pentru că mămicile sunt obișnuite să facă ele tot, da? Viața lor, zic, afirmă că sunt copiii și nu se mai ocupă de ele însele. Și atunci este bine să apeleze la bunici o oră, două, trei, o zi, să meargă undeva unde le face plăcere, să meargă la... cu o prietenă, să meargă la un film, să-și acorde timp și lor, pentru că dacă își acordă timp, atunci când revin lângă copil, pot avea din nou energia necesară, da? Pentru că un copil nu e ușor de crescut, da? Dar mămicile trebuie să meargă pe un echilibru, da? Și să accepte și ajutorul celor din jur și a tatălui, da? Care trebuie să fie prezent în viața copilului și a bunicilor, fie ei materni, fie ei paterni. Este foarte important acest sfat, pentru că mămicile, fiind angrenate de multe ori în creșterea copilului, văd doar această direcție înainte de a avea grijă de copil și atât, fără a se mai apleca și înspre ele însele și înspre activitățile care le fac plăcere. Da. Și este important și ar putea să fie chiar și acea oră sau chiar și acea zi aferentă vizitei tatălui care ar putea să fie folosită în acest bineînțeles, context. Bineînțeles. Și nu în momentul, mi se mai pune întrebarea, dar când pleacă în vacanță 2 săptămâni la tată, eu n-am dreptul să-l vizitez. Dacă mergem până acolo în așa fel încât și timpul care este alocat părintelui cu care nu locuiește copilul, să-l fracționăm, deja mergem și ne gândim că acel părinte are doar obligații, nu și drepturi. Așa cum copilul stă foarte mult timp cu mama, în acest caz, da? Poate să stea și la tată 2 săptămâni vara sau să meargă în concediu. Este benefic și mamele ar trebui să se gândească așa, că dacă micuțul merge într-un concediu cu mamă și merge într-un concediu și cu tatăl, de fapt, cui este benefic acest lucru? Copilului, pentru că se va bucura, de fapt, de 2 vacanțe, ca să zic așa, de 2 voiaje, nu? Deci, cine este cel câștigat? Copilul. Dar dacă se opune, cum să plece în concediu cu el? Nu este în regulă. Trebuie susținute aceste dorințe ale tatălui de a-l lua, de a pleca cu copilul, de a-l duce în anumite locuri, pentru că așa cum mamele doresc acest lucru, și tații vor acest lucru. Sau, în situații și mai plăcute, pot merge chiar împreună. Și atunci copilului îi dăruiesc ambii părinți chiar o vacanță de vis, pentru că fiecare copil care crește lângă părinți divorțați își va dori toată viața să-i vadă împreună. În cazurile frumoase, ca să zic așa, că sunt și alte cazuri în care copilul nu-și dorește acest lucru. Este varianta ideală și este varianta dezirabilă aceasta ca părinții până la urmă pentru copil să își dorească să
stea aproape de el, să meargă împreună într-o vizită în parc sau într-o vacanță, fără a exista acele disensiuni, fără a exista acele... Da. Certuri. Sau mai există, cum să vă zic, posibilitatea ca în situația în care, de exemplu, copilul merge și stă, sunt 2 săptămâni, chiar o lună din vacanța de vară, stă la tatăl, tatăl să permită mamei să vină să-l vadă, că într-adevăr există un dor, da? Și mămica și-l poate exprima. Dar totul ține de înțelegere. Deci dacă părțile comunică, există înțelegere și copilul este fericit. Pentru că trece mai ușor peste acest fapt care nu-i place, da? Că ambii părinți nu mai sunt cu el. Și dacă un copil vede înțelegere, da, la părinți, așa va crește și ca adult. Pentru că chiar dacă părinții nu mai sunt împreună, dar există înțelegere, el va ști, atunci când va fi mare, că trebuie să meargă pe înțelegere, pe comunicare, și ceea ce vede la ambii părinți, chiar divorțați fiind, va aplica și când va fi major, adult. Fiind vorba de înțelegere, dacă se va întâmpla, de exemplu, să fie o lună din vacanța de vară alocată tatălui, mamei, după caz, se poate fracționa, adică poate să fie o parte din vacanță, cea în care vine să-l ia sau cea în care îl ia. Sau este nevoie neapărat să fie întreaga perioadă? Nu, respectată. Părțile pot stabili, pentru că s-a mers în general pe 2 săptămâni sau pe o lună. Dar se poate stabili, având în vedere întinderea ca perioadă a vacanței de vară, se pot stabili diverse perioade în care părinții să-l ia pe micuț. Eu i-am sfătuit pe clienții mei să vorbească din timp, dacă își rezervă anumite vacanțe în străinătate. Și o să ating și un alt punct aici, nevralgic, ca să zic așa. Să vorbească în așa fel încât să nu se suprapună perioadele. Adică nu ambii să fie necesar să plece exact în aceeași perioadă și atunci copilul să fie divizat. Nu se poate. În momentul în care e un bilet, da, pentru vacanță, sfătuiește-te și cu fostul partener ca să fie benefic și pentru copil. Și aș vrea să adaug necesitatea ca în situația în care unul dintre părinți pleacă cu minorul peste hotare, într-o altă țară, este necesară, în cazul în care instanța a stabilit ca autoritatea părintească să se exercite în comun, este necesar acordul celuilalt părinte, dat printr-o declarație notarială. Sunt foarte multe cazuri în care părintele cu care copilul nu locuiește se opune. Și atunci mămicile devin disperate. Există o posibilitate legală de a suplini acordul tatălui în această privință, prin instanță, printr-o ordonanță președințială, însă e un pic de durată și le-am sfătuit pe mămici să-și ia din timp măsuri în situația în care tatăl chiar refuză. Pentru că e necesar să se dovedească refuzul tatălui de a da acea declarație acord. Însă, așa cum am spus, dacă părțile se înțeleg, poate pleca și tatăl în afară cu copilul, da, într-o vacanță, poate pleca și mama. Și fiecare să dea acordul acelui părinte pentru a pleca cu minorul. Există temerea și în anumite situații este întemeiată că dacă se dă acordul ca părintele să plece într-o vacanță, acesta nu va mai reveni cu minorul în țară. Sunt și astfel de situații, dar mai rare, pentru că făcând parte acum din Uniunea Europeană, situația se poate clarifica cu instituțiile din acele țări unde mămica ar pleca cu copilul, de exemplu, și se pot lua măsuri. Dar să sperăm că nu ajungem aici, că efectiv se folosesc doar pentru a merge în vacanțe și a face o bucurie copilului. În momentul în care este acest act notarial în care se dă acordul, se specifică în mod
clar că este vorba despre vacanța din data de, da, în zona, da, de, în mod nu normal, este una domnii generală. Notari așa precizează perioada, țara sau țările care sunt tranzitate, da, și cu obligația de a reveni cu copilul în țară. Da. Și este bine totuși să se respecte acest lucru, pentru că dacă există această încredere, da, atunci vor mai exista și alte vacanțe. Da? Sau mai este un aspect când copiii minori au nevoie să plece din țară la diverse concursuri. Și atunci este necesar atât acordul mamei cât și al tatălui față de antrenor, de exemplu. Da? Și părinții trebuie de asemenea să conlucreze și să dea aceste acorduri, tocmai ca minorii să poată să exercite ceea ce își doresc. Da. Astfel încât să fie din nou, da, interesul, da, interesul să primeze acest interes. Ați vorbit mai devreme de obligația de a aduce copilul în țară în cadrul, în intervalul temporar agreat în actul notarial. Părinții au în același timp și drepturi și obligații. Și obligații. Da, da. Se exercită în același fel, de multe ori se spun drepturile părinților, dar se uită de obligații. Da, da, așa este. Părinții au dreptul, da, să conlucreze cu privire la creșterea, educarea, îngrijirea copilului, să-i asigure toate cele necesare, și de asemenea obligația de a-l întreține pe copilul minor. Și când zic întreținere, așa cum am precizat și la începutul emisiunii, nu este doar virarea unei sume de bani. Pentru că de multe ori suma respectivă nu acoperă nevoile reale ale copilului și mă refer strict la nevoi reale, nu la extravaganțe, da? Și atunci părintele cu care nu locuiește copilul ar trebui să fie mult mai implicat, pentru că copilul se poate îmbolnăvi, are nevoie de medicamente, copilul poate să meargă la anumite competiții sportive, are nevoie de echipamente, de pregătiri sau de anumite examene, da? Are nevoie de susținere în plus, de anumite pregătiri. Sunt alte costuri pe care de multe ori doar părintele cu care locuiește copilul le suportă. Și există din partea foarte multor tătici, îi dau bani mamei. Banii nu sunt ai mamei, banii sunt ai copilului. Sunt folosiți de mamă în interesul copilului. Și sunt tătici care chiar solicită o evidență a cheltuielilor. Iar în momentul în care chiar am rugat o mămică să facă acest lucru, ca să dovedească într-adevăr cât se cheltuie cu un copil. Și să descopere, da, de fapt, că, da, e mai, da, mult decât este mult mai mult decât contribuția pe care tatăl o aloca pentru creșterea copilului. Deci trebuie să existe un echilibru și aici. Da? Pentru că dacă suntem părinți, suntem părinți într-adevăr cu drepturi și obligații față de acest copil minor, dar trebuie un echilibru în toate. Nu doar să dorim să-l vizităm jumătate de an, să stea la noi, da, dacă se poate, dar cu contribuțiile să fie un sfert, da, sau să fie, da, sau deloc. Sau să fie deloc. Și în acest context ce se poate face cumva dacă părintele celălalt are posibilitatea materială să contribuie, dar nu-și dorește să facă asta gândindu-se că mama folosește și expunând verbal faptul că mama deci folosește. Deci există obligația instanței, deci chiar dacă părțile nu o solicită, de a stabili o contribuție pentru părintele cu care copilul nu locuiește. Aceasta diferă în funcție de câți copii sunt. Se începe de la o pătrime din veniturile nete realizate lunar de către tată, de exemplu, și se crește în funcție de 2-3 copii, o treime, chiar jumătate din salariu dacă sunt mai mulți copii. Sunt situații în care, într-adevăr, părintele care trebuie să achite această contribuție își ascunde anumite venituri sau solicită
să aibă, de exemplu, dacă are propria lui firmă, își reduce salariul la salariu minim pe economie, tocmai pentru a nu da foarte mulți bani. Ceea ce este, din punctul meu de vedere, greșit, pentru că cel care suferă va fi copilul. Da? Pentru că dacă părintele, de exemplu, are niște venituri mai mari, substanțiale, și aceasta se vede în modul în care, modul, traiul dumnealui, și copilului îi virează doar o sumă raportată la salariu minim pe economie, atunci copilul își va pune întrebări. Oare cine mă crește pe mine mai bine? Mami sau tati? Și atunci părinții trebuie să ia decizii în așa fel încât copilul să nu-și pună întrebări. Copilul să aibă tot ceea ce are nevoie, da? În mod decent, deci nu mă refer la extravaganțe, și le va fi benefic atât părinților cât și copilului. Ce aș folosi ca un cuvânt cheie pentru întreaga noastră emisiune, echilibru. Da, așa este. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție care a adus în lumină multe aspecte pe care părinții nu le-au în vedere în momentul în care fac acțiuni orgolioase în ceea ce privește relația dintre ei și relația cu copilul. Da, așa este. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc, vă lansez încă de acum invitația pentru o emisiune. Cu mare drag, interior. Cu mare drag oricând. Mulțumesc mult, dragi telespectatori, mulțumim foarte mult și vouă pentru atenție. Fiți atenți la acțiunile voastre, fiți atenți la copiii voștri și să fiți mereu în echilibru în momentul în care luați decizii cu privire la ei. Să aveți o seară frumoasă!